o să slăbești între 10 și 20 de kilograme în 90 de zile, mâncând fără să iei în calcul caloriile atât timp cât alegi alimentele indicate în fiecare zi. Bună, prieteni! La cererea publicului, astăzi discutăm despre dieta Rina, dieta celor 90 de zile, care promite că o să slăbești între 10 și 20 de kilograme în doar 3 luni, și asta chiar dacă tu ai nevoie să slăbești numai 5. Asta e, te-ai la ea, 90 de zile, n-ai să renunți sau o să fii gras toată viața ca mesajele acelea care circulau acum ceva vreme pe internet, trimite către 10 prieteni sau o să-ți întâmple ceva rău. Trec să iau dieta la bani mărânți imediat. Înainte de acest lucru însă, nu uitați vă rog că dacă vreți să ajutați acest canal, un like sau un subscribe sunt cele mai importante lucruri pe care le puteți face. Iar dacă mă vedeți pe YouTube, aveți capitolele mai jos în descriere ca să ajungeți direct la informația care vă interesează. Bun, la treabă. Explicațiile de astăzi o să fie împărțite pe 3 nivele ca să puteți să vă opriți după ce v-ați luat informația care vă interesa. Și fără să o mai lungesc, să trec direct la primul. Dieta Rina, Rina bate balerina. Dieta balerina, nu vă speriați și o bate la notorietate. Rina este una din cele mai cunoscute diete de la noi, una din cele cinci diete disociate, pe care o să vi le enumăr foarte repede. Dieta Hei, care împarte alimentele în alcaline, acide și neutre. Dieta Shelton, care interzice consumul de proteine și carbohidrați la aceeași masă. Dieta Montignac, poate cea mai cunoscută la noi din dietele disociate, care interzice consumul alimentelor cu indice glicemic ridicat împreună cu proteinele și cu grăsimile și dieta disociată care permite doar un singur tip de alimente pentru fiecare masă și mai rămâne Rina, subiectul nostru de astăzi, care separă grupele de alimente pe zile și repetă acest ciclu de 22 de ori, după care spune că e indicat să o iei de la capăt. Apropo, din cele 5 diete tocmai enumerate, Montignac este cea mai rezonabilă. Iar Rina, E bine, Rina amestecă adevărul cu minciuna, știința cu pseudoștiința și, într-un final, scoate ceva care, pentru unii oameni, se pare că funcționează. Nu datorită principiilor ei care nu sunt validate de niciun studiu, ci pentru că, pur și simplu, atunci când treci de la o dietă complet haotică la una relativ structurată, care îți mai și cere să renunți la sucuri și alcool și care, în două zile din patru, e de-a dreptul plictisitoare, ajungi să mănânci în deficit caloric și invariabil să slăbești. Și când zic plictisitoare, ai o zi cu fasole, mazere, orez și porumb. Iar alta doar cu roșii, castraveți, varză și dovlecei. Toate gătite la abur, la cuptor sau la grătar, fără niciun strop de ulei. N-ai cum să exagerezi cu mâncarea când în fața ta e o farfurie plină de brocoli. Să trecem la următorul nivel de dificultate și să discutăm împreună principiile dietei ca să vedem în mare ce e bine și ce e rău. Întâi, ce promite? O să slăbești între 10 și 20 de kilograme în 90 de zile, mâncând fără să iei în calcul caloriile, atât timp alege alimentele indicate în fiecare zi. Și ca să reușești, trebuie să respecti următoarele reguli. Doar 3 mese pe zi fără gustări, cu prima masă, mereu de fructe, legume sau nu, și semințe. În general se recomandă fructele. O altă regulă este că la cină trebuie să mănânci jumătate din cantitatea de mâncare de la prânz. Și ultima regulă foarte importantă, alimentele, sunt împărțite în patru grupe distincte și ai voie să mănânci doar dintr-o anumită grupă în fiecare zi. Și o să vedeți la capitolul următor cum se face acest lucru și un bonus al dietei, la final, după rina, o să scap de efectul de yo-yo, de și îngrășat repetat, pentru că organismul își dă un fel de reset. Hai să vedem cât e adevăr și cât nu. 10 kg în 3 luni este perfect rezonabil pentru oricine are 90-100 de kg. Un ritm normal de slăbit este între 0,5 și 1% din greutatea corporală pe săptămână. Deci în 13 săptămâni poți da 10% din greutatea ta jos. 20 de kilograme, însă cam sare calul. Se poate slăbi atât, dar nu doar din dietă, ci făcând mișcare serios, poate chiar la nivel de om fanatic ore și ore în fiecare zi. Mergând mai departe, unul din stâlpii dietei este că anumite combinații de alimente nepotrivite pot îngreuna digestia sau chiar să creeze anumite probleme digestive. Și aici, nu mint, are dreptate. O să vă povestesc în detaliu puțin mai încolo. Al doilea stâlp al dietei este că poți mânca fără să iei în calcul caloriile, atât timp cât alege alimentele corect. Și aici am dat de prima minciună gogonat. Am spus de la început că dieta asta are obiceiul să amestece adevărul cu minciuna. Indiferent de programul alimentar, că se numește el RINA, post intermitent sau dieta militară, este obligatoriu să fiți în deficit caloric ca să slăbiți. Acest lucru nu poate fi ocolit atât timp cât nu schimbăm legile fizicii. Și legile astea nu le pot schimba nici cei mai scusiți politicieni. Deci nu nu puteți să mâncați oricât doar pentru că vă restricționați alimentele la o anumită grupă. Ultima afirmație pe care o discutăm la acest capitol este că după cele 90 de zile organismul se resetează și nu te mai îngrași. Altă minciună. De fapt, după cele 90 de zile te-ai obișnuit să nu mai mănânci complet aiurea cum o făceai înainte de 7 ori pe zi și ai renunțat să mai ai mese de cartofi prăjiți cu hamburger și udate cu sucuri acidulate. Asta e de fapt marele reset, marea schimbare. Nu există niciun buton de restart pe care să-l apese dieta. Pur și simplu, mănânci mai puțin și mai sănătos. Am ajuns și la nivelul 3 și aici lucrurile devin un pic mai complicate. Dar, dacă vă place nutriția, abia de aici începe partea interesantă. Și o să încep discuția cu fundamentul dietei, mâncatul disociat. Dietarina pleacă de la ideea că multe din problemele digestive sunt cauzate de combinații nepotrivite de alimente mâncate împreună și că separarea grupelor alimentare face să se diminueze aceste probleme și mai și duce la scăderea în greutate. Hai să începem cu o afirmație clară din start. Omul este perfect adaptat să combine o mulțime de grupe alimentare și să extragă micro- și macronutrienții din ele fără dificultăți. Dar, există niște nuanțe pe care trebuie să vi le prezint. În primul rând, există situații în care disocierea alimentelor face rău, nu bine. De exemplu, grăsimile și vitaminele solubile. Vitaminele A, D, E și K sunt solubile în grăsimi, ceea ce înseamnă că sunt mai bine absorbite în prezența grăsimilor. Sau vitamina C și fierul. Vitamina C poate îmbunătăți absorpția fierului non-hem, fierul găsit în plante. Ce înseamnă asta? Că dacă adaugi, de exemplu, suc de lămâie la o salată de spanac, acest lucru poate ajuta la absorpția fierului din spanac. Dar acestea sunt exemple de detaliu. Unul mult mai important și mai întâlnit în viața de zi cu zi este combinația fibrelor cu carbohidrații. Fibrele încetinesc digestia și absorpția carbohidraților, a zaharurilor și elimină creșterile bruște de glicemie. Sau combinația fibrelor cu alimente ce conțin colesterol, fibrele reducând absorpția colesterolului. Sau, în cazul sportivilor, sau mai bine zis, a celor care vor să crească în masă musculară, să elimini combinațiile de proteine și carbohidrații este foarte nefericit insulina produsă de prezența zaharurilor, ajutând la transportarea aminoacizilor în celule. E adevărat însă, există și combinații de, al de alimente mai puțin fericite. Și aici, în general, discuția merge către antinutrienți, substanțe prezente în unele alimente care pot interfera cu absorpția unor macro- sau micronutrienți. Vorbesc despre fitați, oxalați, saponine, lectine și tanini, mai multe despre ei însă într-un clip dedicat în viitor. Acum că am mai lămurit ceva important, hai să vedem ceva mai în detaliu dieta. În dieta Arina. dimineața se mănâncă fructe, legume, semințe sau nuci, iar la prânz și seara distingem patru zile diferite. Prima zi este de proteine și aici avem voie să mâncăm carne, ou, brânză, care brânză, apropo, dacă e telemea sau cașcaval, e mai mult grăsime decât proteină. Iar lângă proteine putem mânca și un pic de legume. N-ai voie să adaugi ulei. Adică ar trebui să-ți iei toți acizi grași esențial din semințele de dimineața asta, dacă n-ai ales să mergi pe fructe. Apropo, nici proteinele n-ai voie să le amesteci între ele. Dacă ai pornit pe una, tot pe aceea o mănânci și la cină. Deși prânzul e digerat de mult și toți nutrienții din el au ajuns de ceva vreme la destinație. Dar cumva, de acolo, din celule, ei reușesc să influențeze și cina. A doua zi este de amidon, deși am găsit o numită deseori ziua legumelor și este haios pentru că nu e deloc o zi de legume, ci e o zi de leguminoase și de cereale. Adică ai voie să mănânci fasole, linte, năut, mazăre, orez, chinoa sau hrișcă. Vă spun că toate cele enumerate mai devreme conțin și proteine, iar unele destul de multe proteine? Ce mai contează astfel de detalii? Ziua a treia este de carbohidrați. Este ziua de dezastru. E ziua în care ai voie să mănânci pizza, tort, înghețată, ciocolată neagră, patiserie, dulciuri, pâine, câtă vrei. Să n-aibă carne, brânză, ouă. Adică pizza trebuie să fie vegetariană. A, ah, și apropo, eu știu o pâine de care v-am vorbit aici pe canal de mai multe ori, care are 19 grame de proteine pe 100 de grame. Iar ciocolata neagră este 60% grăsime și doar 15-20% carbohidrați. Ziua asta este ziua în care poți să scapi în calorii cât să, reușești, cât să nu reușești să recuperezi în zilele 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cu toate astea face parte dintr-un program alimentar care se vrea serios, zi de mâncat, tort, pizza sau înghețat. Ziua patra este de vitamine, ziua în care mănânci doar fructe, legume și nuci și cred și eu că trebuie să vină după ziua a treia în care te-ai făcut praf. Dar oare cei care au inventat dieta asta știu că de fapt și celelalte zile de dietă sunt tot de vitamine? Minus a treia care e plină de alimente rafinate. Și că ziua a patra, analizăm mâncarea permis, este de fapt o zi de fibre și carbohidrați? Alte detalii care nu mai contează. În plus, două sau trei zile din cele 90 se ține post. Sunt zile de detoxifiere. O să trebuiască să vorbim despre acest lucru într-un clip anume. Poate află inventatorii de diete că avem și ficat, și rinichi și ne descurcăm bine mersi de milioane de ani să ne facem singuri detoxifiere. Și un strop de pauză, două minute de distracție cu o undă de tristețe. Făcând documentarea despre dietă, am găsit constant o mulțime de afirmații pseudoștiințifice cel puțin amuzante. Ca de exemplu, anumite categorii alimentare trebuie consumate singure. Explicația vine din faptul că stomacul are nevoie de medii diferite pentru a digera alimentele provenite din categorii diferite. Iar stomacul este acid, celulele parietale din el secretă acid clorhidric iar digestia nu se petrece doar în stomac ci și în intestinul subțire dar se pare că au uitat de acestea sau nu le-au niciodată sau în altă parte am găsit afirmația că pentru digestia carbohidraților avem nevoie de un mediu alcalin carbohidrații sunt digerați începând din gură până în intestinul subțire iar mediul prin care trec variază de la acid la neutru majoritatea digestiilor se face în intestinul subțire într-un mediu care variază de la ușor acid la neutru nu alcalin Cam astea sunt afirmațiile pe care le fac cei care promovează dieta dietarina. Unele în care nu mai e nevoie de anatomie și fiziologie pentru că internetul suportă orice. Să revin însă și să mă apropii de concluzii. Luată, așa, ca total de patru zile, rina este surprinzător relativ rezonabilă. Rezonabilă în sensul că măcar poți mânca variații, probabil nu o să ajungi la carențe, ceea ce nu se poate spune despre multe alte diete. Pe zile însă e destul de restrictivă și uneori poate fi dificil să mănânci la prânz tort, la cină tot tort cu legume, pentru că vă spuneam că un strop de legume sunt permise. Iar dacă dimineața alegi să mănânci doar fructe, ține cont că fructele sunt mare parte zahăr cu ceva fibre, vitamine și minerale. Adică nu țin mare lucru de foame. Dar, măcar, e foarte bine că ai voie fructe și legume proaspete în fiecare zi. Partea proastă este că, per total, rina este o dietă în care, dacă faci calculul de macronutrienți, se mănâncă destul de multe zaharuri. Proteină ai voie relativ puțină și doar într-o singură zi Proteină cu valoare biologică mare, iar cu excepția zilei de carbohidrați, oricât de ciudat ar suna, în rina sunt prea puține grăsimi. Și până și în ziua aia de carbohidrați cu torci înghețată, care au ciocolată, care au grăsimi, nu sunt chiar grăsimile de care avem nevoie, nu sunt acizi grași esențiali și în cantitățile de care avem nevoie. Partea cea mai proastă este că în ciuda afirmațiilor bombastice, cu slăbești, 10 până la 20 de kilograme 90 de zile, Rina nu o să te ajute să slăbești decât dacă îți restrângi tu singur caloriile și ajungi să mănânci în deficit, lucru pe care poți să-l faci la fel de bine cu o dietă mult mai echilibrată, mai gustoasă și mai sănătoasă. Pe scurt, deci, rina nu e la fel de rea ca multe alte diete, dar este perfect inutilă. Dacă ai reușit să slăbești cu ea, felicitări! Ai fi reușit la fel de bine să slăbești cu dieta mediteraneană, considerată una din cele mai sănătoase din lume, împreună cu dieta de și Okinawa. Doar că acestea trei ar fi fost o alegere mult mai bună pe termen lung, iar faptul că ai reușit să slăbești cu Rina, ți se datorează ție, nu dietei. Cam atât am avut eu de spus astăzi. Acum aștept să vă citesc comentariile ca să văd ce vă mai doriți discutat. Nu uitați vă rog și de butonul de subscribe în special pe YouTube. Canalul este ajutat foarte mult de acest simplu gest al vostru. Eu sunt Ioan și până data viitoare aveți grijă de voi și de sănătatea voastră.